PC Garage te echipăm gratuit. Orice procesor plus, orice placă de bază plus, orice placă video îți aduce cadou un SSD de 240 de GB. Salut și bivang, ziua unui episod din ProSars. Iată-ne din nou cu joculețul ăsta și astăzi am o surpriză foarte mare pentru voi. Dar înainte de asta vreau să vă mulțumesc pentru toate like-urile. Data trecută s-a strâns o grămadă de like-uri și mi-ați făcut o surpriză mare, mare de tot. Nu mă așteptam niciodată să vă placă chiar atât de mult această serie, dar... ia uitați-vă ce v-am pregătit eu astăzi. Avem un star power pentru Jesse și un star power pentru Nita. Eu am să deschid poate unul dintre ele, poate amândouă, nu știu. Dacă vreți să le luăm pe amândouă în acest episod, nu uitați să dați un like. Hai să strângem peste 10.000 de like-uri. Dacă strângem peste 10.000 de like-uri, eu le voi lua pe amândouă și mă gândesc să-i cumpăr și un skin. Deci cumpărăm și un skin în episodul de azi, deci... Eu zic că e mișto. Bun, înainte de asta, hai să deschidem noi chesturile astea micuțe, pentru că avem câteva și trebuie să le deschidem. Poate pica și din astea, practic, un star power și să economisim niște bănuți. Și o să deschidem și niște mega boxuri, că și de acolo poate să pice. Plus că am nevoie de puncte neapărat pentru Spike. Deci tot încerc să mi-l cresc pe Spike și o să vă arăt, ăștia își bagi joc de mine. Nu reușesc să fac rost de puncte pentru Spike. Pentru orice alt caracter mi se oferă puncte, dar Spike, uite câte puncte mai am nevoie pentru Spike, frate. Dar uitați-vă ce noutăți am aici pentru voi. Avem pentru Jesse star power posibil, Nita, Shelly, cine mai e? Rico are acum posibilitatea de a face star power, Daryl de asemenea. Deci am stat și m-am jucat. Ok, n-am stat degeaba, ca să înțelegeți. Și... hai să ne băgăm să deschidem, de fapt hai să cumpărăm așa, o să cumpăr ăsta, 140 de puncte pe Any Brawler, cred că știți pe ce Brawler se duc, da? Pe Spike, bineînțeles, ia să vedem, mamă cât de aproape sunt, vai, dar vreau să-mi fac neapărat Star Power-ul pe Spike, deci de când aștept chestia asta, așa, bun, păi ăștia nu mă interesează momentan, bun, hai să deschidem niște mega boxuri, îi dăm aici și să vedem, poate, am 6 items remaining, asta înseamnă că îmi pică Star Power, 100% cred că, what, pe bune? Sau poate nu. Cineva mi-a zis că dacă am 6 remaining o să-mi pice ceva super bun. Hai să vedem. Punctele nu prea s-au dus pe ce vreau. Eu pe Crow e bine pentru că vreau să-mi fac și pe Crow star power-ul. Ba da! Pe Shelly, oh my god! Bă frate, în episodul ăsta o să avem cred că 3 star power-uri. Glumești cu mine? Mamă frate, deci nu-mi vine să cred așa ceva. Nu-mi vine să cred așa ceva, oameni buni. Bă, eu cred că episodul ăsta merită peste 10.000 de like-uri. Eu așa cred. Acum rămâne la alegerea voastră, bineînțeles. Dar... încă 6! Bă! Nu te cred, o să-mi pice... o să-mi pice cu un star power din box. Cel mai norocos episod de până acum? Sau ce? Glumești cu mine? Nu te cred. Bă, da! Nu cred așa ceva! Cumpărăm toate star power-urile în episodul ăsta. Glumești cu mine? Nu cred. Frate, cât noroc să am. Mai deschid încă una. Mai deschid încă una, frate. Asta e doar 5. Asta e doar 5 de data asta. Din păcate n-a fost să fie. Din păcate n-a fost să fie. Ok, avem aici niște power points. Hai să băgăm așa, bam, bam, bam. Aici pe Brock. Și Piper. Și ce mai avem? Event tickets. Nu prea să așa de impresionat de event tickets alea, pentru că am destul de multe momentan și o să mai particip eu când o să mai particip la eventuri. Bă, frate, nu vine să cred asta. Deci, sincer, nu vine să cred că s-a întâmplat chestia asta. Hai să cumpărăm și astea, pentru că nu sunt foarte scumpe și avem nevoie de ele. Așa. Și am să cumpăr și pe Dynamite, deși pe Dynamite momentan nu e nevoie. Ok. V-am promis că o să le luăm. Hai să strângem 10.000 de like-uri la episodul ăsta, oameni buni. Și începem cu primul star power de aici, 2000 de gold, ok, 2000 de gold. Hai să vedem și avem star power-ul pe Jesse. N-o să joc cu toate caracterele astăzi, deci o să vă arăt doar o parte din star power-uri azi și poate altă parte din star power-uri mâine. Mâine, doamne, în alt episod mă refer, nu știu dacă mâine o să apară episod, probabil că nu. Bun, și avem și pe Nita, deci avem... Câte star power-uri avem în momentul de față? Că nu vine să cred așa ceva. Deci stai o secundă. Uitați-vă cum arată lista asta de star power-uri aici. What? Bă, du-te de aici că nu te cred. Ok, interesant, interesant. Nu știu exact cu care caracter o să ne jucăm prima dată. Hai să mă uit ce face fiecare star power. Nita recovers when her bear hits an enemy. Deci ea își face rost de viață când...
ăla, ursul, o lovește pe cineva. Shelly încetinește oameni. Pe Colt aveam deja, pe Jesse. Jesse can repair our gun turret for 800. If he's missing health by zapping... Ah, deci ea își repară tureta la Jesse. Nu e chiar atât de interesant să zic. Mai am la Rico de făcut rost. Bine, mai am o grămadă de făcut rost, de fapt, da. Daryl. Super reinforces his battery, reducing all damage he take by... Ah, 40 de secunde. Nu prea poți să-i dai atât de mult damage. Bă, nu știu, hai să ne jucăm și o să cumpărăm și un skin în episodul de azi. Asta e cel mai nebun episod de până acum, cred că. Mamă, la Spike aproape am făcut. Nu te cred. Bun, hai jucăm cu Shelly. Hai jucăm cu Shelly, dacă tot am început așa, îi dăm aici. Hai să mă uit, că nu știu ce hartă e. Ok, pare o hartă ok pentru Shelly. Ce reușim noi să facem? Să încerc să fac rost de niște putere de asta mai întâi. Și pe asta ne ducem să atacăm pe cineva. Poate pe ăsta. Cred că aș putea să-l fac dacă mă duc. Și să-i fur și puterea. N-am reușit să-i fur puterea, nu! Bă, du-te-mă de aici. Du-te-mă de aici. Încerc să-l prind, dar nu pot. Mă duc să le iau pe astea. Toată lumea se bate pe ele. Toată lumea se bate pe ele, dar le-am furat eu pe toate. Vai de capul meu ce e aici. Vai de capul meu ce e aici. La vrea neapărat să mă omoare, că a văzut că slow HP. No, prietene, nu faci tu de-astea cu mine. Nu fă tu de-astea cu mine. Aproape m-a bătut. Aproape m-a bătut. Am ultimata, știi, și acum ar trebui să-i fie frică în principiu. Odată ce eu am ultimata, e o problemă pentru toți. Ultimata asta dă extrem de mult damage, mai ales dacă sunt farmat. Mai ales dacă sunt farmat. Opa. Că nu vreau să mă prindeți sandwich. Nu vreau să mă prindeți sandwich, nu, nu. Ia vină mă, leoane, încoace. Mam. Ce faceți, mă? Nu faceți, mă, team împotriva mea, mă. De ce v-am făcut eu? Aha, fii atent, că se bată ăștia. Aha, perfect. Ok, ăsta crede că mă poate bate. E bine să vrei, e bine să-ți dorești. Ai și vrut să fugi, dar din păcate n-a fost să fie pentru tine. Și acum, hai să vedem, mai e unul singur. Din păcate n-am ultimata și nici nu știu cât de farmat este respectivul, așa că e periculos pentru mine să... Aha, ia uite-l, ce face, ia ce face nebunul și are 7, e farmat rău de tot nebunul ăsta. Ok, prietene, calmează-te. Problema e că nu am unde să mă ascund, nu prea am o zonă în care să mă ascund, știi? Nu prea am obstacole. Încerc să mă încarc de pe el, dar nu prea... Dacă îmi fac ultimata, e bine. Trebuie să-mi fac ultimata de pe el. Asta e singura șansă ca eu să câștig, dacă îmi fac ultimata de pe el. Și trebuie să evit toate rachetele. Practic să-l fraieresc, știi? Ok. Bum! Bum! Stai jos! Bă, frate, asta era... Cine își încărca ultimata mai repede? Pentru că în spațiul ăla cât era el de mic, dacă el își încărca ultimata primul, el urma să câștige. Bă, frate, asta a fost un match super, super... apropiat, să zic așa, nu știu. Era să câștige tipul ăla, sincer. Deci chiar era să câștige tipul ăla și, după cum vedeți, ne îndreptăm spre 3500 de trofee. Ia să vedem ce reușim noi să mai facem rost. Bă, în momentul de față, singurul pe care aș putea să fac, uite să vă arăt, singurul pe care aș putea să fac star power ar fi Rico. Dar eu nu mi-am upgradat pe ăștia alți între timp, dar nici nu știu pe care aș vrea să-l upgradez în momentul. Bă, ăsta s-ar putea să pot să fac? Da. Deci și pe Poco o să pot să fac în curând. Dar îmi trebuie gold. Deci după ce fac rost de niște gold, asta e că aș putea să iau de aici niște gold și să-mi fac, să-mi apară și pe el. Hai să luăm așa, luăm niște gold, asta e. Și o să mergem pe Poco. Bam, avem și pe el posibilitatea. O să fie greu, frate, să ți-i faci pe toți, pentru că durează extrem de mult. Dar, na, hai să vedem cu ce alt caracter ne vom juca. Tot așa, cu un caracter care are star power. Ce caracter aș vrea eu mai degrabă? Hai jucăm cu Nita să vedem ce se întâmplă cu star power-ul ei. Vom juca cu skin-ul de Crăciun, îi dăm pe solo showdown și ne ducem la bătălie. O să jucăm și cu alții, dar o să jucăm pe alte hărți. Așa, bun. Hai să ne farmăm repede. Nita dă extrem de mult damage. Dar trebuie să ai și grijă și vine ăsta la mine aici. Neapărat el vrea să se bată cu mine acum.
Mă poate face dacă e la apropiere, știi? Mă poate face și are și Sakura skin-ul. Stai cu minte, stai cu minte. Mă gândesc că ăștia care au skin-urile astea se joacă foarte mult cu caracterele. Adică așa îmi imaginez eu, știi? Că în mod normal ți-ai cumpăra un skin dacă îți place foarte mult caracterul respectiv și vrei să te joci sau te joci și ăla e main-ul tău. Și atunci mi-e cam aiurea așa să mă duc să-l bat pe unul care... Dar nu e neapărat, nu e neapărat o chestie, lucrul ăsta. Da, na, așa-mi imaginez eu. Hopa, hopa, hopa. Bun, și acum ursul ar trebui să-mi dea mie viață de fiecare dată când îl lovește pe ăla. Ia să vedem, că asta-i star power-ul, practic. Da, n-a mai apucat săracul urs. N-a mai apucat săracul urs să facă mare lucru. E, ce drăguț e ursul cu fularul de Crăciun și cu astea. Holiu, mamă, ăștia sunt team, fii atent. Fii atent că ăștia sunt team. Ce ură din partea voastră, mă băieți. Ce ură din partea voastră, mă băieți, mă. Mama, era să-l omor pe ăsta și a dat toată viața. Să-mi fac ultimata. Ultimata m-ar putea ajuta în situația asta. Deci super aiurea, frate, când sunt ăștia care fac timp. Și mai ales că e un... E un ăsta care dă stun. De asta mă îngrijorează puțin, știi? Mi-l poate omorâ, cu siguranță. Ok, mie îmi dă viață ăla. Ăla și-a dat heal. Ok, nu-i problemă, nu-i bai. Ok, ia de aici, ia ursul. Unde ai să te duci? Unde ai să te duci, prietene? Ok. Ia să vedeți voi cum îi bat pe teamării ăștia. Ia să vedeți voi că am doi urși. No, nu spanează doi urși, am crezut că spanează doi urși. Ia să vedeți voi cum se bat niște teamări, mă băieți, mă. Ia să vedeți bine, băieți și fete, că sunteți și fete aici. Dar da, ceva de genul ăsta, se bat niște teamări. V-am zis, nu îi suport. Dacă e să facă chestii de genul ăsta pe solo, unde solo înseamnă că trebuie să te joci singur, frate, acolo nu te joci, frate, în echipă. Dacă vrei să te joci în echipă, uite câte moduri ai cu echipa. Ai Gym Grab, ai Bounty, ai Brawl Ball și ai foarte multe moduri în care te poți juca în echipă. Nu, ei se joacă pe solo, pentru că pe solo le dă un avantaj când se joacă în echipă împotriva unuia care e singur. Adică, gândiți-vă că pe Fortnite, de exemplu, ți-ai bani pentru chestia asta. Dar, da, pe Brawl Stars, din păcate, n-au făcut nimic. Bun, cu ce alt caracter să încercăm noi star power-ul? Deci e foarte bun star power-ul pe Nita pentru că îi dă health de fiecare dată. Deci îi dă HP de fiecare dată când... nu, Nita recovers when... e și invers, fii atent! E și invers. Deci tu când dai într-un inamic, îi dai viață ursului și ursul când dă într-un inamic îți dă viață ție. Lol, asta e cam OP, sincer, nu văzusem, nu citisem asta până la capăt. Asta e cam OP, sincer să fiu, frate. Ok, hai să încercăm pe Daryl. Nu prea mă joc cu Daryl de obicei, dar hai să încercăm pe Daryl la un solo showdown să vedem cum se descurcă. Bă, episodul ăsta, nu știu ce să zic, e un episod super nebun. Și după asta o să jucăm acum 3 solo showdown-uri, am jucat, bine, cu tot cu ăsta. Și după asta o să jucăm altceva, alt mod de joc, bineînțeles. Pleacă de aici. Mamă, ce am făcut lui ăsta? Bă, Leon! Ce am făcut lui Leon, frate? L-am desființat. Mamă! Păi ați văzut? Uite, îmi dă ceva în jurul meu, ați văzut? Ceva care mă protejează, 40% scut sau ceva de genul ăsta, parcă citisem. Bă, Daryl devine un pic OP, frate, cu chestia asta, sincer. Bine, toți se îmbunătățesc major, în opinia mea. Dar ăsta, uitați-vă ce le fac! Frate, ce e asta? Doamne, bine, trebuie să ai grijă oricum, pentru că... Nu poți chiar, dar gândiți-vă că ultimata lui ăsta se încarcă automat. Nu trebuie să faci nimic. Stai într-un boschet, te aștepți și pe aia ultimata automat este încărcată. Ceea ce... Ce poți să mai zici? Uitați-vă puțin, nici măcar nu poate să respire, nici măcar nu poate să facă absolut nimic. Ăsta-i prins sandwich între doi, cam aiurea pentru el, sincer. Ok, hai să facem o chestie de asta. A văzut că vin spre el, dar am avut scutul ăla de 40% și m-a ajutat major. Eu nu trebuie să fac nimic, eu stau aici, aștept să-mi încarci ultimata și mă duc pe el. Tu poți să spamezi prietene cât vrei, că dacă tu nu vii aici, tu pierzi. Tu automat pierzi dacă tu nu vii aici, fii atent. Salut! Salut! Oho! Și pasărea are ultimata. Da, na. A vrut neapărat să facă rost de chestiile alea. Eu nu m-am dus specific pentru că știam că a fost ăla acolo și cu siguranță și-a pus niște mine.
Mamă, ce meciuri nebune. Și pe Daryl am star power-ul, dar nici nu prea m-am jucat cu el, după cum vedeți. Nu e un caracter cu care mă joc de obicei, dar cu siguranță cred că am să mă joc mai mult de acum încolo, pentru că mi s-a părut incredibil. Așa, pe ce caracter să mă mai joc eu? Hai să cumpărăm pe Bull. Pe Bull voi cumpăra acest skin, v-am promis că o să cumpărăm și un skin pe episodul acesta, așa că îl luăm pe acest skin, îl luăm pe skinul de Viking. Cred că e, da, Viking Bull. Și o să jucăm și cu Bull un match. Chiar mă, pentru Bull pot să fac upgrade-ul? N-am punctele necesare încă, 410-550, deci o să luăm și pe Bull în curând star power-ul. Wow, super tare, dar o să jucăm cu el de data aceasta și nu vom juca pe solo showdown, v-am zis că o să schimbăm modul de joc. Hai să jucăm noi pe Gemgrab. Îmi place destul de mult skin-ul ăsta pentru că, vezi, are și un scut pe spate, e tematic așa ca un viking adevărat. Dar trebuie să avem grijă, să nu luăm prea mult damage. Îl avem și pe ăsta care știe să fure gemuri, care are foarte multă viteză. Aha, unde mai duci? Stai liniștit. Să-i dau jos turetalul ăsta. Perfect. Și să stăm și să așteptăm. Ei au 4 pentru că l-au pe ăla acolo, dar nu este asta o problemă absolut deloc, pentru că o să-l prindem noi la înghesuială imediat. Hai, vină încoace dacă vrei tu. Vedeți că l-au prins la înghesuială acum. Vrei să vii încoace? Eu te-l pot să ia, e la noi în bază. Ok, lasă-l acolo. Lasă-l să fie sănătos. Nu prea mă nimerești, nu știu ce se întâmplă, nu prea știi să mă nimerești. Oh, salut, salut, ce faci? Ce faci? Am auzit că vrei să dai colțul. Băi, băiete, cum a reușit ăla să scape. Hai că nu a scăpat până la urmă. Aha. Fugi. Auleu. Fugi repede, ăla trebuie să scape. Ok, s-a dus la viață. Mă duc eu după ăsta dacă e. Opa, pleacă de aici. Grijă mare că acum o să pușeze major. Perfect. Mamă. Hai că a mers treaba. A mers destul de bine. Star player-ul a fost Shelly. Ok. Ia să vedem. A, și uite, vedeți că are și pe shotgun. Are un fel de topor, frate. Nu am văzut chestia asta până acum. Deci are un fel de topor. Uite, dacă te uiți. Dar nu prea se vede din cauza că scrie acolo. Dar uite, din poziția asta cam așa se vede. Ok, și ceva de genul să arată și skin-ul pe care l-am achiziționat noi astăzi. Cu ce alt caracter să ne jucăm? Deci cu Daryl ne-am jucat cu star power-ul lui. Am zis eu că nu o să jucăm decât cu vreo două, dar hai să încercăm. Hai să încercăm și pe Jesse. Deci Jesse can repair her gun turret for 800 if it's missing health by zapping it with her attack. Deci practic eu dacă trag în tureta mea, pot să-mi repar tureta făcând chestia asta. Rămâne de văzut. Totuși, ăștia dacă stau grupați, uitați-vă cât damage poți să dai cu caracterul ăsta dacă ăștia stau grupați. Și efectiv nu au ce să facă. De asta trebuie să stai cât mai puțin grupat cu echipa ta. Uite, hop, îi dau viață turetei. Da, frate, pot să îmi dau HP la turetă. Am tureta full. Băi, și trage cu foc acum mai nou. Trăgea și înainte cu foc? Sau poate trăgea și înainte și n-am văzut eu. Fii atent ce ne facem. Oh, Jesse vs. Jesse. Mamă, mamă. Ok, grijă mare, noi avem 8, ei au 3, dar trebuie să avem grijă. Trebuie să avem grijă și avem aici și o turetă care ne cam supără. Bum. Trebuie să am grijă, știi, să nu mă omoare, dar din păcate are range-ul foarte mare, Rico. Rico are un range de nu știi ce cu tine. Avem 14. Ok, ok. Iau 10. În momentul acesta. Perfect, e bine că ați stat împreună toți, e bine, e super. Ok. Nu, aveam atât de puțin să-l omor. Dar oricum, tureta mea cred că a rămas în viață. Cred că tureta mea a rămas în viață. Ce bine că ți-ai pus tureta acolo să poți să balancezi astea de pe tureta ta. Auleu. Auleu. Ok, punem tureta aici. Tragem ceva de genul acesta. Bam. Mamă, dar cât ia mălul ăsta să moară? Ne avem 26, oricum ne descurcăm bine. Ne descurcăm super. Tureta a murit, dar nu-i nimic că punem alta. Ok, grijă mare. Frumos, stați grupați, acolo, perfect. Perfect. Cât mai grupați, băieți, dacă e? Cât mai grupați, dacă e? Mamă, ce miru pe ăștia. Și o turetă exact la ei în bază. Fii atent ce le-am făcut, frate. 37, nu cred că am mai avut vreodată la modul ăsta de joc 37 de steluțe ever. Am luat și star player-ul, frumos, îmi place.
victorie, îi dăm aici pe exit, tipul ăla mai vrea să mai joace, dar din păcate nu mai avem timp momentan. Hai să scriem și asta așa de sfârșit de episod, dacă e. Să le deschidem, deși nu cred că o să-mi pice mie vreun star power. Ar fi, știi ce, ar fi fost ridicol să mai picem cu un star power, având în vedere că în episodul de astăzi am luat 4 star power-uri. Nu cred că s-a mai întâmplat asta vreodată. De fapt, sigur nu s-a mai întâmplat asta vreodată la mine, să iau 4 star power-uri dintr-una. Dar sper că v-a plăcut, sper că a fost suficient de interesant. Și să-mi ziceți în comentarii dacă mai vreți episoade cu Brawl Stars și să lăsați și un like, bineînțeles, dacă v-a plăcut. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!